Bună dimineața tuturor! Rămâneți lângă noi pentru o discuție la o cafea cu o artistă frumoasă, talentată și mai ales modestă. O prinde bine și e rolul de mămică modernă, pentru că reușește să-și crească fetița, dar și să muncească în mai multe proiecte. A testat mai multe pseudonime muzicale, dar nouă ne este drag să-i spunem cu numele adevărat. Tania Cerga. Născută în luna lui Florar, iubește culoarea, finețea și simplețea lucrurilor. Parcă nici nu-ți vine să crezi că este specialist în relații internaționale și studii europene. Păstrează diploma pentru alte timpuri și se lasă dusă de val în domenii ce o reprezintă mai mult. Iar nouă ne place ceea ce face. De mai bine de un an, prioritățile în viața ei s-au schimbat. Comoara de neprețuit este fetița sa, Izel. A rămas cu 15 kg în plus după sarcină, dar a găsit modalitatea perfectă pentru a scăpa rațional de ele. După naștere mi-am revenit destul de repede, asta pentru că am acordat foarte mult atenție fetiței mele, Izel, care a făcut deja un anișor, suntem mari. În curând o să meargă și ea cu mine la aceste plimbări. Nu am ținut o dietă neapărat, am ținut o dietă cum țin toate mămicile care alăptează și eu am ales să o alăptez pentru că sunt foarte sigură că acesta este un început tare important în alimentarea unui om pe această planetă și cred că asta m-a ajutat foarte mult să pierd kilogramele în plus, care de fapt nu au fost tare multe, dar oricum au fost vreo 13-14 kg. Deși nu prea are timp să acorde sportului, se străduiește ca măcar uneori să iasă la o promenadă în parcul din apropierea casei. Da, sportul e o parte importantă din viața mea și am realizat asta mai târziu pentru că în școală nu prea îmi plăcea sportul și nu îmi plăcea educația fizică, adică ca și obiect. Poate pentru că era ceva ce trebuia să fac, dar acum, mai ales pentru că prefer și cosmetice sănătoase și mâncare sănătoasă, îmi place și sportul foarte, foarte mult. Așa ori altfel, Tania sau Ivana, cu Studio One sau fără, interpreta nu se lasă de cântat. Admiratorii să fie cu ochii în patru, surprizele urmează! Bună dimineața, Tania! Ne bucurăm că ești aici alături de noi. Bună dimineața, bine v-am găsit și mersi de invitație. Probabil ultimul timp ești mereu întrebată cum este rolul de mămică. Cine te ajută să-ți crești fetița? Mă ajută mama foarte mult, dar și ceilalți membri ai familiei. Oricum, mama ne-a crescut pe noi și ne-a crescut bine și doar în ea am încredere maximă. Și are și răbdare, pentru că, se știe, bunicii deja au mult mai multă răbdare decât părinții, care sunt prinși și cu serviciu și cu multe, multe alte treburi ale casei. E foarte frumos să fii mămică și cred că doresc fiecarei femei fericirea asta și cred că de când am eu fetiță îmi dau seama cât de greu este atunci când nu poți avea copii, pentru că până nu am avut eu nu mi-am pus problema, adică nu m-am chinuit ca să o am, am primit-o și acum îmi dau seama și îmi dau seama cât noroc am avut că a venit anume ea și că a venit așa cum este ea, pentru că eu cred, chiar cred că fiecare copil e important și fiecare copil pe care ne-l trimite nu știu cine, trebuie să se nască, pentru că este o bucurie nemaipomenită. De ce Izel? Pentru că este un nume deosebit și este frumos și cel puțin eu nu am auzit în Republica Moldova așa un nume. Tu l-ai ales? Da, eu am ales mai multe nume.
Dar le-am ales în ultima perioadă, pentru că inițial ai o altfel de legătură cu copilul care este acolo în burtică și mult mai târziu încep să-i observ personalitatea, adică tot când e acolo, dar un nume am zis că nu pot să-i dau. Nu știu, eu cel puțin știu că sunt părinți care își numesc copii încă din prima zi de când află că o să vină copilul. Eu am zis că trebuie să o văd mai întâi și după asta o să știu cum o cheamă. Și am ales vreo 9-10 nume, din care deja când am născut-o am ales 3 și am mai observat așa ce face, cum face, ce mimici are și am zis că cel mai bine se potrivește Izel. E un nume care provine din America Centrală, e un nume foarte vechi, care se regăsește deja în mai multe culturi și anume și la turci există acest nume, adică l-am așa, am mai dat de el. Dar acolo la Steci înseamnă unică. Tu cum ai fost în copilărie? Ai fost cu minte, răsfățată, timidă? Cum ai fost? A fost exact opusul ce ai spus despre mine mai devreme, că sunt modestă, adică nu eram modestă deloc. Am fost tare a dracului când eram mică și le-a fost greu alor mei și chiar în adolescență am fost nărăvaș. Bunicul îmi spunea murgule, pentru că dădeam din picior și făceam doar așa cum îmi place mie. Să înțeleg că ai avut probleme de comunicare cu cei din familie. Nu pot să zic chiar probleme de comunicare. E bine că ei m-au înțeles și m-au lăsat să cresc așa cum... adică nu au încercat să mă limiteze cumva. Adică bine, oricum m-au mai așa dat la... mi-au dat și câteva palme și... pentru că uneori chiar acum fiind mare îmi dau seama că întreceam măsura. Dar așa era, da, așa era temperament meu, așa m-am născut. Și cu timpul, oricum, m-am liniștit, adică acum chiar toată lumea care mă cunoaște, nu cred că își poate imagina că am putut fi vreodată așa rebelă și capricioasă. Care sunt calitățile care ai vrea să le aibă fetița ta? Eu deja care le ai tu. Da, deja le observ. Cred că încăpățânarea, pentru că e nevoie, dar dozată. În copilărie nu cred că va fi dozată, la fel ca și la mine. Vreau să aibă ambiție, vreau să fie foarte puternică și chiar dacă o să-mi fie mie un pic mai greu cu ea, pentru că e greu totuși să crești un copil care are caracterul foarte puternic, dar o să fie asta, cum să zic, cadoul meu pentru ea, ca să mai apoi să fie ușor în viață, să știe să ceară ce e al ei, să știe să vorbească tare, să se facă văzută și auzită și cred că așa va fi. Noi vrem să te cunoaștem așa cum ești tu acasă, așa cum ești tu în familie. Spune-ne cine sunt părinții tăi, pentru că toți îl cunosc pe tatăl tău, poate alții nu îl cunosc. Vrem să știm mămica ta cu ce se ocupă. Despre tata, normal, mai multe lume știe, pentru că el a fost foarte mulți ani judecător, acum este la pensie. Mămica este farmacistă, dar tot deja s-a pensionat. Bine, s-a pensionat pentru că mă ajută pe mine, în primul rând, cu Izel și mama e o mare femeie, e o femeie blândă, în același timp puternică, adică e o combinație așa, toată lumea când o cunoaște. Cu cine semene? Cred că cu amândoi. Chiar faptul că sunt brunetă și cu ochii negri, toată lumea crede că doar cu tata seamăn. Dar seamăn și cu mama foarte mult. Aveai complexe în copilărie pentru că toți au trecut prin asta și cum ai scăpat de ele? În copilărie nu, pentru că pe mine mă interesa, nu mă prea interesa părerea celorlalți, dar în adolescență, ca toată lumea, eram un pic mai plinuță și eu vreau să fiu slăbuță și delicată. Și rest nu, am fost tot timpul o fire competitivă și mi-a plăcut să-i observ pe cei pe care credeam mai buni și să încerc să-i întrec. Așa că nu pot să zic că normal. Sunt probabil niște chestii, dar nu sunt atât de importante încât să le menționez. Crezi că există vedete în Republica Moldova? Eu cred că da, există. Pentru că da, nu există vedete de rangul lui Michael Jackson, nu există Whitney Houston, dar nici noi nu suntem America. Suntem o țară foarte mică, cu posibilități cum să zic, financiare în acest domeniu, atât de mici, atât de râs, da? Adică investițiile care se fac și faptul că totuși
sunt artiști care au ajuns pe scena internațională, artiști de la noi, e un lucru atât de mare și eu cred că oamenii ar trebui să o lase mai ușor cu critica, pentru că nu-și permit vedetele să-și cumpere pantofi de mii de euro, să dea sute de mii pe garderobă, să aibă case de milioane de dolari sau de euro. Și de asta mi se pare foarte logic tot ce este aici și tot ce se întâmplă. Și de asta, da, Moldova și are vedetele ei, cele pe care le merită și cele pe care își permite să le aibă. Cum e să fii mentorul concurenților de la Fabrica de Staruri? E o postură nouă pentru mine. Poate că cineva crede că sunt prea tânără pentru asta, dar oricum tot ceea ce am învățat și nu sunt de ieri de azi în domeniul ăsta, chiar am câțiva ani de experiență și cred că anume pentru ei nu m-am dus să predau la conservator. Este vorba despre un proiect televizat și sunt lucruri pe care prin care și eu am trecut, pe care și eu le-am învățat cândva și m-au învățat și pe mine oameni la fel tineri, dar care deja aveau o experiență. Așa că eu zic că am ce să le spun. Pentru mine este interesant. Televiziunea este un domeniu care mie îmi place foarte mult, în care încă nu sunt poate cea mai bună, dar îmi doresc să fiu cea mai bună și pot să zic că și eu învăț alături de ei o meserie și îmi formez un alt punct de vedere. Pentru că atunci când privești un show de acest gen dintr-o parte, crezi cu totul altceva despre asta. Atunci când faci parte din el, vezi cu totul altceva și e foarte interesant. Da, este o provocare, este interesant, sunt niște copii tare cuminți, cuiva îi convine, cuiva nu. Foarte cuminți. Da, foarte cuminți, dar sunt și cu potențial printre ei și eu doar sper ca ei să profite de ceea ce au acum, să învețe maxim posibil și când se va termina proiectul să fie foarte ambițioși sau măcar la fel de ambițioși cum sunt acum în goana asta după premiu și după finala proiectului. Tania, îți mulțumim! Mulțumesc frumos și eu de invitație! Te mai așteptăm aici! A fost o prezență caldă și plăcută! Mulțumesc și tu ai fost o gazdă la fel de plăcută. Rămâneți cu prima oră, iar dumneavoastră vă doresc o zi frumoasă. La revedere!